Satul Siliștea, în comuna Cătească, aici unde Consiliul Județean are o lucrare, o lucrare care este finanțată dintr-un credit obținut de către Consiliul Județean. Este vorba de 5 km de asfalt care fac legătura între autostradă, practic, și satul Siliștea. Până în locul acesta am avut o lucrare pe PNDL 2 care a fost recepționată în 2021 și una puțin mai încolo în 2020. Practic se poate circula de la Costești până la autostradă în condiții foarte bune acum. Știm că am fost restanți cu aceste 5 km, dar a trebuit să așteptăm pentru că și primăria Cătească a avut o lucrare de canalizare pe acest drum și am făcut lucrurile așa cum trebuie. Întâi am introdus canalizarea, după care am venit cu asfaltul. Astăzi se toarnă primul strat de asfalt, urmând ca în perioada următoare să se toarne stratul 2, să se facă șanțurile care în interiorul localității vor fi șanțuri betonate în lungime de vreo 5.000 de metri, vor veni și accesele la proprietăți și condițiile de trafic vor fi ca pe toate drumurile pe care Consiliul Județean și cu Regia de Drumuri le realizează în condiții foarte bune. De altfel, ne vom vedea la începutul anului viitor când vom da ordinul de începere a podului de la... Este ultima investiție pe sectorul ăsta. Documentația este aproape gata, așteptăm avizul de la Apele Române, după care vom încărca toate documentele în platformă și vom semna, domnul președinte Ion Mânzână va semna contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării, după care îi dăm drumul la lucrare. Cât se poate de circulat? Nu mă gândeam vreodată că se va ajunge să fie un trafic aceasta atât de intens, cel puțin sâmbătă și duminica. Păi are rolul și de a prelua circulația care vine din sudul județului și merg către București, pentru că este o variantă se scurtează. Nu mai stau nici la Albota, la aglomerația de acolo. Care... Este un gest deosebit pentru locuitorii comunei Cătească, faptul că ați făcut tot ce e posibil ca să finanțați această lucrare din împrumuturi, trebuie să aprecieze toată lumea, din împrumuturi, s-a făcut efortul ca să... ne achităm de obligația pe care, de promisiunea pe care am făcut-o anii trecuți, să asfaltăm și porțiunea de drum de la Siliștea până la Cătească. De acum, în câteva zile, putem să spunem că vom avea asfalt de la Costești, așa cum spunea și dumneavoastră, până la autostradă. E un drum realizat destul de bine, așa cum spuneați, vor veni și alei și tot ce trebuie. Este o investiție, un gest deosebit al Consiliului Județean. Este o mare realizare. La ora asta, majoritatea drumurilor din comună sunt asfaltate. Și noi, pe drumurile locale, încercăm să realizăm asemenea investiții în infrastructură. Încercăm să facem ca locuitorii comunei Cătească să se bucure de un confort cât se poate de rezonabil.